Prima întrebare care s-a pus cam în felul următor. Ce anume persistă de-a lungul tuturor schimbărilor? Primul răspuns filozofic dat de la această întrebare a fost substanța, e ceea care persistă în tot ceea ce se schimbă și trece fără încetare. De bună seamă, trebuie să fie ceva ce dăinuie în toate câte sunt. Altminteri, de mult n-ar mai exista nimic. Există așadar schimbare. Tot ceea ce trece fără încetare, dar există în efemer și ceva ce persistă. Schimbarea are ca suport un ce subexistent care se schimbă, în care totuși rămâne ființă. Prima întrebare pusă de școala din Minet a fost așadar. Care este substanța care persistă în cadrul schimbării? Să ne gândim o clipă la impresionanta ridicare a unei asemenea întrebări când a fost formulată pentru prima dată. Putem foarte bine să trăim în mijlocul lucrurilor schimbătoare, atâta timp cât acestea posedă pentru viața noastră practică o stabilitate relativă, suficientă pentru noi. Dacă punem o pâine pe masă, o găsim acolo ceva mai târziu și asta ne e de ajuns. Iată că vin oamenii aceștia cu întrebările lor. Ei nu văd pâinea care rămâne pe masă câtă vreme avem nevoie de ea. Ceea ce văd ei e că totul se schimbă, că totul este efemer, dar în același timp constată că firea, că ființa e mereu prezentată și se schimbă, și se întreabă care este temelia ce susține toate câte trec. Filozofii din Milet au dat la această întrebare răspunsuri diferite. Thales, de exemplu, spunea că substanța stă la baza tuturor lucrurilor și se transformă în toate lucrurile. În toate lucrurile este apă. În toate lucrurile este apă. Un altul spunea că este aerul. Un al treilea, focul. Un al patrulea, infinitul. Apeironul. Niciunul dintre ei n-a spus însă pământul. De ce pământul n-a fost conceput niciodată ca fiind substanță ce susține tot restul? Pentru că elementul acesta este prea greu, prea masiv, inapt să se transforme în toate lucrurile. Când filozofii din Milet spuneau este apă, aerul, focul sau chiar infinitul, nu-i sigur că ei desemnau astfel elementele în sensul material al cuvântului. Nu trebuie să introducem în gândirea lor din vreme, din vechime, o problematică ce lor le e încă străină. Pentru ei, distinția dintre material și imaterial, de pildă, nu era încă radicală. Ei au luat în considerare pur și simplu elementele cele mai fluide, cele mai subtile, ceea ce excludea pământul și le permitea să treacă lesne de la aer la infinit. Infinitul era și el, fără îndoială, încă material, dar și mai fin, mai subtil. Unii moderni, prezumțioși, vor spune, apa e pur și simplu H2O. Toate acestea sunt lipsite de sens. Sensul, însă, este altundeva. Ceea ce e important este problema pusă, nu atât soluția ce i s-a dat, iar soluțiile propuse, importanța direcției pe care o sugerează, orientarea spre ceva fluid, lichid, capabil să ia chipul tuturor lucrurilor fără să se anihileze. Așadar, nu pământul ca simbol al materiei va fi socotit substanță primordială, persistentă. El este, pe bună seamă, contrariul curgerii. Dar nu e un simbol adecvat pentru permanența ființei. Școala ioniană și școala eleată. Heraclit. Circa 550-480 a.C. Și Parmenide. Circa 500 înainte de Hristos. În aceste vremuri, de demult, gânditorii și-au pus și alte probleme. De exemplu, aceea timpului care trece. Această problemă
nu este pusă încă direct, ci în legătură cu ciclurile Universului. O idee de sorginte orientală pe care vechii filozofi au legat-o de acea veșnicei întoarceri. Ei închipuiau un vast ciclu universal, cuprinzând totalitatea schimbărilor și întrucât admiteau ideea unei substanțe permanente, în sânul căreia nimic nu se pierde. Au trimis o relatare perpetuă, o veșnică întoarcere. Vom vorbi acum despre două școli contemporane și aflate în contrast. Școala ioniană, a cărei mare filozof a fost Heraclit, și școala elenă, a cărui mare filozof a fost Parmenide. Se poate spune că Heraclit și Parmenide au rămas de-a lungul întregii istoria filozofiei ca două simboluri care au servit mereu la enunțarea unor probleme esențiale, dincolo de toate simbolurile pe care le-a cunoscut gândirea occidentală, a continuat să se refere la cei doi ca și cum ar fi furnizat o schemă de gândire pe care nimeni nu o poate elimina. Însă și astăzi anumiți gânditori pot fi taxați drept ionieni, iar alții drept eleați. Spinoza, de exemplu, în secolul al XVII-lea, e un filozof net eleat, pe când Hegel, în secolul al XIX-lea, aparține filozofiei ioniene, heraclitiene. Cele două școli au pus problema schimbării și a duratei, a trecătorului și a permanentului și, totodată, problema unului și multiplului. În ce constă așadar problema unului și multiplului? Ea este, în fapt, strâns legată de cea a permanentului și trecătorului, căci trecătorul aparține lumii multiplui, a pluralului. Heraclit și Parmenide, pe când, dacă vrem să gândim permanent, vizăm implicit ceva ce este unul. E o constantă a întregii noastre tradiții occidentale, inclusiv acele iudaice. Dacă vrem să numim ceea ce este, ceea ce nu este schimbător, nici trecător, vorbim despre etern sau despre unul. Unul și eternul sunt ceea ce nu se schimbă. Unul și eternul sunt ceea ce nu se schimbă. Problema raportului dintre unul și multiplu și ceea a raportului dintre trecător și imuabil sunt, deci, înrudite îndeaproape. Ele preocupă deopotrivă școala ioniană și pe școala eleată. Imuabil ar însemna ceva care nu se modifică, constant, neschimbător, statornic, care este mereu același, care nu se schimbă, neschimbător, permanent, dispar unele însușiri ale materiei. Neschimbător. Să facem aici o observație. Când ne servim de intelectul nostru, de pildă în legătură cu ecuațiile matematice, fiecare ecuație este caracterizată prin faptul că cele două părți ale ei sunt echivalente. Ceea ce exprimă semnul egal, logica cere și ea ca în fiecare judecată să existe o corespondență între cei doi termeni, legați de copulă, legați prin copulă. Oare ce ar însemna copulă? Copulă este un cuvânt de legătură, cuvânt care leagă subiectul de predicat. Copulativ, da, de aici vine copulă și copulativ. Cuvânt de legătură. Cuvântul care leagă subiectul de predicat. Francezul couple, latino copula. Foarte frumos. Intelectul nostru funcționează supunându-se unei scheme
de identitate, numită principiul identității și având drept corolar principiul non-contradicției. Într-o discuție între doi adversari, fiecare, pentru a birui, încearcă să arate că celălalt se contrazice. Cel ce se contrazice încalcă principiul identității, principiul non-contradicției. Intelectul nostru funcționează sprijinindu-se unei scheme de identitate, numite principiul identității și având drept corolar principiul non-contradicției. Ori în existență avem întotdeauna de a face cu schimbarea. Schimbarea înfrige neîncetat principiul identității. Lucrul acesta e foarte stânjenitor. Într-un anumit sens, se poate spune că oamenii se împart în două genuri. Cei care vor să aibă întotdeauna dreptate în pofida a ceea ce se petrece în experiență și cei ce din potrivă sunt gata întotdeauna să se supună la ceea ce se petrece în existență. Declarând că intelectul greșește. Fără această opoziție fundamentală dintre exigența de identitate după care funcționează intelectul nostru, pe care și mărturia experienței noastre cotidiene, unde nu avem de-a face decât cu subiectivitatea probabilă că filozofia n-ar exista. Această opoziție s-a cristalizat în cele două școli despre care vorbim și aici în cele două, respectiv ale lui Heraclit și Parmenide. Heraclit reia întrebarea pusă de Milet, cea a cercului. Ce anume persistă de-a lungul schimbării? Heraclit reia întrebarea lui Milet și reia întrebarea asta de ce rămâne și ce nu se schimbă? Ce persistă de-a lungul schimbării? Și răspunde, schimbarea însăși. Deci Heraclit reia întrebarea lui Milet, iar această întrebare este ce rămâne în urma schimbărilor? Ce este statornic? Iar Heraclit răspunde, schimbarea însăși, doar schimbarea este cea care persistă de-a lungul schimbării. Schimbarea este modul de a fi al lucrurilor, modul de a fi al lucrurilor. De la Heraclit nu ni s-a păstrat decât câteva fragmente, adesea misterioase, adică din antichitate. Este numit Heraclit Obscurul. El era Heraclit Obscurul. El pune accentul pe contrarii și declară tot ceea ce există nu există decât grație contrariilor. Pentru ca un lucru să poată exista, contrariile trebuie să se unească. De exemplu, noi gândim mic. Nu avem niciun obiect care să întrupeze ideea de miciime. Un șoarece, comparat cu o furnică, reprezintă o anumită mărime. Este un amestec de mic și de mare. De cum luăm în considerare ceva real din experiență și nu ceva doar gândit, găsim un amestec de contrarii, de mare și de mic. Combinația contrariilor e ceea care face ca un lucru să existe, pe când cel care gândește logic, dacă descoperă pe undeva o contradicție, afirmă de îndată că ceea ce e contradictoriu nu poate exista. Unul derivă realitatea pornind de la contrarii. Celălalt exclude realitatea pentru că e contradictorie. Cât de frumos! Unul derivă realitatea pornind de la contrarii. Celălalt exclude realitatea deoarece este contradictorie. Vom vedea cum mai târziu, în secolul al XVIII-lea, Leibniz formulează drept condiția existenței
Composibilitatea? Trebuie să-l căutăm acest cuvânt. Composibilitatea. El consideră drept composibil. Composibil. Ia să vedem. Nu, frate, composibilitatea. Imposibilitatea? Să fie. Ce, domnule? Păcate, nu găsesc. Composibil. Meaning? Composibility is a system design principle that deals with the inner relationship of components. A highly composable system provides components that can be selected and accessible in various combinations to satisfy specific user requirements. In information system, the essential features that make a component composable are that it be self-contained, modular, stateless. Deci composabilitatea este un sistem care propriile lui componente sunt modulare și funcționează împreună chiar dacă le-am pune în alt mod. Vom vedea cum mai târziu, în secolul al XVIII-lea, Leibniz formulează drept condiție a existenței composibilitatea. El consideră drept composibil ceea ce nu e contradictoriu. Ceea ce nu e contradictoriu. Ce nu este contradictoriu? El consideră drept composibil ceea ce nu e contradictoriu. Consideră composibil ceea ce nu e contradictoriu. Composibil însemna un sistem cu mai multe chestii care le-au cătuiesc și care, dacă își funcționează bine în... El consideră drept composibil ceea ce nu e contradictoriu. Deci, un sistem care să funcționeze bine și... Deci, un sistem care să funcționeze... El consideră ceea ce nu e contradictoriu ca fiind composibil. El consideră drept composibil ceea ce nu e contradictoriu. Iar composibil înseamnă această relație între componentele unui sistem, probabil ne referim aici, și aceste componente ale unui sistem nu au voie să fie contradictorii. Categoric. Uite, de exemplu, modul în care șeful mafiei italiene a fost prins cu un set de reguli, vreo 20, și una dintre ele spunea că clanul e pe primul loc, chiar dacă femeia ta naște. Și a doua regulă ar fi, bă, respectă-ți soția. Știi, sunt contradictorie. Iar acest sistem, cum spune Leibniz în secolul al XVIII-lea, este posibil, este nedrept acest sistem al acestui mafiot care, mă rog. Deci ceea ce trebuie să învățăm este că un sistem trebuie să
trebuie să nu aibă termenii lui a fi contradictorii pentru a fi adevărat. Un pic asocită, dar am înțeles. Ok, Heraclit consideră contrarile ca fiind condiția tuturor lucrurilor. Condiția tuturor lucrurilor, spunea Heraclit, este că acestea au contrarii. O spune în termenii metaforici mitici, războiul e tatăl tuturor lucrurilor. Aici nu e vorba câtuși de puțin de justificarea războiului, sensul formulei fiind că transmisiunea dintre contrarii este cea care dă naștere realității. Îi vom găsi urma peste veacuri în epoca modernă, în filozofiile celor ce întemeiază pe lupta contrariilor, în dialectica unui Hegel, a unui Marx. La Heraclit, însă, avem de face cu o gândire total metafizică, în sensul unui dincolo de natură, beyond nature. Este vorba de a regăsi originea natura, realitatea fizică își datorează existența unei înfruntări ce se desfășoară dincolo de ea, dincolo de contradicțiile ei. Tocmai înfruntarea generează realul. Realul este deci lupta, devenire. Curgerea necontenită, schimbarea însă sunt temeiul lucrurilor supuse schimbării. Heraclit a subliniat cu vigoare existența, experiența schimbării. Totul curge, totul este în schimbare, iar Heraclit spunea că însuși existența este garantată de contradicții. Totul curge. Nu te poți scălda de două ori în același râu. Pentru că apa curge, nu mai este aceeași apă. Când vii de a doua oară, apa de mai înainte este deja departe. Găsești un alt râu, o altă apă. Totul este schimbător. Este în contradicție cu ce era înainte. La Heraclit însă, dincolo de această luptă de curgere neîncetat, un principiu de ordine și de echilibru, lupta, mișcarea nu sunt lăsate cu totul în voia lor. Nu sunt lăsate cu totul în voia lor această mișcare a apei. Cum se va întâmpla uneori, mult mai târziu la el, unul dintre elemente domină, nici Focul domină. Nici aici nu este vorba de focul pur material, ca fenomen de combustie, ci de un foc care pentru el este în același timp logosul. Logosul e un cuvânt grecesc, ce înseamnă rațiune, logică, limbaj, lege. Logosul înseamnă pentru el rațiune, logică, limbaj, lege. Logosul face să domnească un fel de echilibru. Ce-ar fi logosul? Rațiunea, limbajul, legea, echilibrul. El evidențiază că în lupta printre contrarii, nici unul nu biruie definitiv. Pentru că în acest caz totul ar înceta să existe. Lupta e guvernată, deci, de o lege a echilibrului, ce are ca efect întoarcerea periodică a tuturor lucrurilor la focul original. Adică la logos, adică la logică, la lege, la limbaj, la rațiune. Și aici regăsim ideea marelui an. Logosul, rațiunea, logica, limbajul. Să reținem așadar că Heraclit pune accentul pe multiplu. Deci Heraclit pune accentul pe multiplu, mai multe, pe contradictorii, pe schimbare, pe lupta, pe curgere. Deci Heraclit susține că esențial existenței este însuși contradicția, iar
o parte iar contradicția nu este între un singur termen, această curgere a apei, ci între mai mulți, între... între multiplu, între apă, foc, între aceste patru elemente, apă, foc, pământ și aer. Această luptă dintre ele, pe această curgere, logosul este rațiunea, limbajul, legea. Singura substanță este pentru el însăși schimbarea. Schimbarea este ceea ce Heraclit susține a fi existența și substanța care persistă schimbării însăși. Există însă un principiu regulator. Acest logos, acest limbaj, această rațiune logică, lege a lucrurilor. Parmenide este contemporan cu Heraclit și marele său adversar. El a întemeiat școala eleată. Gândirea lui Heraclit se dezvoltă pornind de la lumea pe care o vede în fața sa, de la lumea schimbării, a datelor schimbate, a universului natural. Gândirea lui Parmenide se sprijină pe existențele logicii. Gândirea lui Parmenide se sprijină pe existențele logicii. El afirmă că o vigoare excepțională, principiul identității pe care îl instalează în ființa însăși. Revenim la Parmenide. Acesta era contemporan cu Heraclit și mare său adversar. El a întemeiat școala eleată. Gândirea lui Heraclit se dezvoltă pornind... De la ce? De la logică. Pornind de la o cale pe care o vede în fața sa. De la lumea schimbării, a datelor sensibile, a universului natural. Gândirea lui Parmenide se sprijină pe existențele logicii. El afirmă cu o vigoare excepțională principiul identității pe care îl instalează în ființa însăși. Astfel, imposibilitățile logice sunt totodată imposibilități ontologice la nivelul ființei. Deci ontologicul se referă la ființă. Ontologicul se referă la ființă. Ontologicul se referă la ființă. Și astfel, imposibilitățile logice sunt totodată imposibilități ontologice. Ce nu se poate realiza în plan abstract, nu se poate realiza nici în planul ontologic al ființei, la nivelul ființei. El declară, pot să spun, ființa este, dar nu pot să spun, neființa este. De ce? De ce? Pentru că nu are logică. De ce? Pentru că aceasta ar fi o contradicție. Ar însemna să mă contrazic. El nu mai este pe același principiu al contrazicerii și că contrazicerea denotă esența și existența. El declară, pot să spun, ființa este, dar nu pot să spun neființa este. De ce? Pentru că aceasta ar fi o contradicție, ar însemna să mă contrazic. Nu pot spune neființa este, prin urmare, nu trebuie nici măcar să pronunț cuvintul neființă. Ar însemna să-i acord esența, să-i acord ființă în limbaj. Nu am voie să folosesc neființa, deoarece astfel i-aș acorda ființă în limbaj, ceea ce deja e o contradicție și un abuz de limbaj. Un abuz de limbaj prin folosirea neființei. De ce? Pentru că este o contrazicere. Și astfel îi dai o ființă în limbaj. Dacă reproducem realmente, în minte, gândul că neființa nu trebuie numită, el dobândește o eficacitate care, exact inversul
care este exact inversul a ceea ce am întâlnit la Heraclit. Nu putem respinge pur și simplu acest gând, pentru că el își dobândește forța din punct din faptul că, din punct de vedere filozofic, este adevărat. El a rămas eventual în decursul întregii istorii a filozofiei. În secolul al XX-lea, în evoluția creatoare a lui Bergson, găsim o lungă discuție despre posibilitatea sau imposibilitatea de a gândi neființa. Să nu vedem oare decât o pură abstracție logică? Hotărât nu, în sensul în care e folosit adesea astăzi termenul abstracție. Acești gânditori încearcă o reflecție logică despre ființă însăși. Pentru Parmenide, după cum observam mai sus, imposibilitatea neființei este o exigență închisă în ființa însăși. Pentru Parmenide, cum observam mai sus, imposibilitatea neființei este o exigență înscrisă în ființa însăși. Deci, ființa însăși scrie prin existența ei faptul că neființa este o greșeală de natură logică care nu poate să existe nici la nivel ontologic. Să vedem oare aici decât o pură abstracție logică, hotărât nu, în sensul în care e folosit adesea astăzi termenul abstracție. Acești gânditori încearcă o reflecție logică despre ființa însăși. Pentru Parmenide, după cum observam mai sus, imposibilitatea neființei este o exigență înscrisă în ființa însăși. Pentru Parmenide, după cum observam mai sus, imposibilitatea neființei este o exigență înscrisă în ființa însăși. După cum observam mai sus, pentru Parmenide, existența neființei este o exigență înscrisă. După cum observam mai sus, la Parmenide, inexistența neființei este înscrisă în exigența existenței ființei. De aceea trebuie spus că este vorba aici de o exigență ontologică. O exigență ontologică. Exigență, o strictețe. Iar ontologic, cunoaștere, ființă. Termenul grecesc, ontologie, înseamnă cunoaștere a ființei. Cunoaștere a ființei înseamnă ontologie. Când vorbim de ontologie, este vorba de acea parte a metafizicii care se ocupă nu de ființa omului sau de viețuitoarelor sau a sistemelor planetare, de coerență logică, ci de ființa ca ființă. Termenul grecesc, ontologie, înseamnă cunoașterea ființei. Când vorbim de ontologie, este vorba de acea parte a metafizicii care se ocupă nu de ființa omului sau a viețuitoarelor sau a sistemelor planetare, ori de coerența logică, ci de ființa ca ființă. Pentru Parmenide, ființa nu este un concept abstract. Nu e cuvințelul este, care, într-un enunț logic, leagă un subiect cu un predicat. Ființa e un nume foarte bogat, foarte misterios, am zice, dens din punct de vedere ontologic, din punct de vedere al înțelesului ființei. Dar Parmenide trăia și el printre realitățile lumii și, întocmai ca Heraclit, vedea de bună seamă că acestea se schimbă neîncetat. El distingea între
diferitele niveluri ale sensului, distingea între știință, în sensul de a cunoaște adevărul adevărat a ființei în identitatea ei imuabilă. Imuabilă și, pe de altă parte, cunoașterea pe care o avem, ce o avem despre lumea exterioară, imuabil. Oare ce înseamnă? Un cuvânt care nu se modifică constant și neschimbător. Poate l-am învățat până la final. Imuabil și, pe de altă parte, cunoașterea a ce o avem despre lumea exterioară în care trăim. Aceasta, din urmă, cunoaștere, el o numea doxa. Adică opinie. Doxa. Opinie. Doxa înseamnă, adică opinie. Să ne gândim la cuvintele ortodox, heterodox, etc. Opinia, pentru vechii filozofi greci, nu accede realmente la adevăr, la variabila cunoaștere, dar cu toate acestea nici nu este pur și simplu eroare. E un mod de a te apropia de adevăr. Îndeopște suficient oamenilor pentru a trăi la nivelul practicii cotidiene, pentru a comunica unii cu alții sau pentru a-și organiza statul. Dacă am cere întotdeauna o cunoaștere riguroasă, gândeau grecii, n-am prea putea să scoatem la capăt la acest nivel al vieții curente. Nu trebuie uitat. Pe de altă parte, dacă aparența astfel înțeleasă nu e tot una cu adevărul, nu trebuie uitat. Pe de altă parte, ca aparența astfel înțeleasă nu e tot una cu adevărul, se impune de aceea ca între eroare și adevăr să fie introdus acest nivel intermediar al opiniei. Parmenide încadrează în domeniul opiniei oricare cunoștință privitoare la lumea schimbării. Parmenide încadrează în domeniul opiniei orice conștiință privitoare la lumea schimbării pe care o întâlnim în experiență. El este o vigoare absolută atunci când este vorba de cunoașterea ființei însăși. Atunci nu putem decât să spunem, ființa este. Introduce neființa și a trece, cum făcea Heraclit, de la ființă la neființă și de la neființă la ființă, în calitate de contrarii constructive ale schimbării. Consideră a fi adevărata realitate este o eroare fundamentală pentru Parmenide la nivelul cunoașterii. Așa ceva este, la drept vorbind, de negândit. Pentru Parmenide, ființa este, a introduce neființa și a trece, cum făcea Heraclit, de la ființă la neființă și de la neființă la ființă, în calitate de contrarii consecutive ale schimbării, consideră a fi adevărata realitate. Asta considera Heraclit. Este o eroare fundamentală pentru Parmenide. La nivelul cunoașterii, așa ceva are, la drept vorbind, de negândit. Este o non-gândire. Dacă însă neființa este de negândit pentru logica omenească, ea trebuie totuși inevitabilă la nivelul opiniei, al experienței, a vieții empirice. Dacă însă neființa este de negândit pentru logica omenească, dacă însă neființa este de negândit pentru logica omenească, ea rămâne totuși inevitabilă la nivelul opiniei, al experienței, al vieții empirice. Oare ce înseamnă empiric? Să căutăm imediat. Empirismul este doctrina filozofică a testării, testul, testarea, a exprimării și a lua înțelesul mai specific conform căruia toată cunoașterea umană provine din simțuri și experiență. Empirismul respinge ipoteza conform căreia oamenii au idei care s-au născut sau că orice se poate cunoaște fără referință la experiență. Dacă însă neființa
Este de negândit pentru logica omenească, ea rămâne totuși inevitabilă la nivelul opiniei, al experienței și al vieții empirice, a testării și al experienței. Ce înseamnă empirismul? Doctrina testării. Pentru Parmenide, adevărul logic precumpănește. A precumpăni. Extindere, greutate, putere, influență, prestigiu, importanță. A precumpăni. Adică avea mai multă greutate, a înclina balanța în partea lui, al acelui argument, să spunem așa. Pentru Parmenide, adevărul logic înclină balanța către logică, de la de departe, asupra cunoașterii empirice. Deci el se opune testării, nu se opune testării, dar alege logica într-o comparare cu empirismul și testării. Raționalitatea primează asupra existenței. După cum putem concepe ființa în plenitudinea ei? În concepția lui Parmenide, ea este necreată și imuabilă. Cum ar putea exista schimbarea în ființă dacă aceasta este cu desăvârșire plină? Schimbarea presupune un simplu joc, un vid, o alteritate în ființă. Nu există însă nimic altceva decât ființa. Într-un cufăr plin, nimic nu se mișcă. Dacă ființa este plină, în ea nimic nu se schimbă. Ea este absolut calmă, veșnică, fără început și sfârșit. Este perfecțiunea ca totalitate. Acestei totalități grecii îi dădeau forma unei sfere. Aici se impune să facem o distinție pentru noi moderni când comparăm doi termeni. Finit și infinit. Finit și infinit. Mirarea filozofică. Limitat, nelimitat. Termenii infinit și nelimitat sunt cei ce desemnează ceva superior. Bună oară, omul e infinit, Dumnezeu e infinit. Nu la fel stăteau lucrurile la greci. Pentru ei, superior e ceva ce are formă. Superior, nu la fel stăteau lucrurile și pentru greci. Pentru ei, superior era ceva ce are formă, ceva ce e nelimitat și, deci, nelipsit în formă, rămâne pentru greci ceva nedesăvârșit. Ceea ce n-a acces de plin la ființă. Acest mod de gândire poate să ne pară ciudat. Cu toate acestea, descoperim că Hegel, de exemplu, făcea deosebire între infinit bun și infinit rău. Infinitul bun îmbracă la el forma unei sfere sau a unui cerc, pe când cel rău este reprezentarea unei linii drepte, fără început și fără sfârșit. Anterior se spunea aici că nelimitarea, infinitul și infinitul. Omul este finit, iar Dumnezeu este infinit. Asta susținea Parmenide, probabil. Dar pentru greci ceva superior nu reprezentau aceste lucruri de factură logică, care nu pot fi palpabile, ci dimpotrivă lucrurile care sunt palpabile și există în plinătate de plinătate, astfel încât abundează. Iar acest mod de gândire mi se poate părea ciudat, dar descoperim că Hegel făcea deosebire între infinit bun și infinit rău. Infinitul bun îmbracă forma unei sfere.
sau a unui cerc, pe când cel rău reprezentat de o linie dreaptă, fără început, fără sfârșit. Când Parmenide vorbește de sferă, avem de a face cu o imagine, nu cu o sferă terestră sau cu o bolt sau cu bolta cerească. Sfera este ființa perfectă, sieși suficientă. Sfera este ființa perfectă. Sfera este ființa perfectă. Sfera este ființa perfectă. Sieși suficientă. Mai târziu, filozofii vor spune cauza de sine, prin sine, în sine. Trebuie să înțelegem că ființa este ceea ce este, sieși, este suficient. Șiși. Sfera este ființa perfectă, sieși suficientă. Mai târziu, filozofii vor spune cauza de sine, prin sine, în sine, etc. Trebuie să înțelegem că ființa este ceea ce este. Și este suficient. Ființa este ceea ce este și este suficient. Aceasta e concepția fundamentală pe care o avea Parmenide despre ființă, ca tot perfect. Sfera este o ființă perfectă, sieși suficientă. Mai târziu, filozofii vor spune cauză de sine, prin sine, sieși, în sine. Trebuie să înțelegem că ființa este ceea ce este, sieși suficient. Ce înseamnă să fii ființă după Parmenide? Înseamnă să fie sieși suficientă, să fie sferică. Trebuie să înțelegem că ființa este ceea ce este și ce este suficient. Ființa este ceea ce este și este suficient. Aceasta e concepția fundamentală pe care o are Parmenide despre ființă ca tot perfect. Această concepție o găsim ca pe un filon de-a lungul întregii istorii a gândirii occidentale. Concepția despre o divinitate ce transcede orice reprezentare, orice antropomorfism, divinitatea cărei esență este transcendentă, ea nu se întinde la infinit, ci este plenitudinea desăvârșită despre care nu ne putem face nicio reprezentare. Următorul pe Heraclit vom spune că nu putem gândi perfecțiunea decât cu ajutorul imperfecțiunii. Parmenide însă gândește perfecțiunea în sine. Ființa este una. Parmenide, un gânditor monist. Monos înseamnă în greacă unu. Să încheiem cu un citat. Trebuie spus și gândit că numai ființa este, căci a fi este posibil, dar neantul nu e posibil. Tocmai ceea ce ți-am poruncit să iei aminte.